Sunt Luigi Mițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salutăm cu multă bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este Salvatorul și Medicul Suprem. El este soluția lui Dumnezeu la toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi, ascultând mesajul care urmează. Vă dorim din toată inima un timp minunat, alături de Cuvântul lui Dumnezeu. Înălțat să fie Domnul! Slăvit să fie Dumnezeu pentru că avem această ocazie sfântă să venim aici, bătrâni și tineri, bărbați și femei, mântuiți și să ne închinăm Regelui. Prin cântări mai vechi sau mai noi, dar inima noastră nouă, cu siguranță, să-i o dăm lui Iisus Hristos. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Vă invit, iubit popor al Domnului, să redeschideți Evanghelia, Cartea lui Dumnezeu, în a cincea carte a Bibliei, respectiv Deuteronomul, și să citim de la capitolul 30, versetele de la 15 la 20. E cuvântul Domnului care va sta la baza celei de-a doua părți a predicii din această seară, o continuare a predicii de data trecută, duminică seara, predestinație și siguranță eternă. Deuteronom, capitolul 30, versetele între 15 și 20. Iată, îți spun azi înainte viața și binele, moartea și răul, căci îți poruncesc azi să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, să umbli pe căile Lui și să păzești poruncile Lui, legile Lui și rânduielile Lui, ca să trăiești și să te înmulțești și ca Domnul Dumnezeul tău să te binecuvinteze în țara pe care o vei lua în stăpânire. Dar dacă inima ta se va abate, dacă nu vei asculta și te vei lăsa amăgit să te închini înainte altor Dumnezei și să le slujești, vă spun astăzi că veți pieri. Și nu veți avea zile multe în țara pe care o veți lua în stăpânire după ce veți trece Iordanul. Iau azi cerul și pământul martori împotriva voastră că ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Alege viața ca să trăiești tu și sămânța ta, iubind pe Domnul Dumnezeul tău, ascultând de glasul Lui și lipindu-te de El. Căci de aceasta atârnă viața ta și lungimea zilelor tale și numai așa vei putea locui în țara pe care a jurat Domnul că o va da părinților tăi, lui Avraam, Isaac și Iacov. Amin. Scumpii mei, vă invit să vă reocupați locurile, șederea dumneavoastră să fie binecuvântată de prezența lui Dumnezeu, să primiți o liniște sfântă, o înțelegere glorioasă din partea Regelui, din Scripturi, și să fiți motivați cu toții, în mod abundent, să-L urmați pe Iisus, pe Rege. Duminica trecută ne-am propus pentru aducerea aminte a celor ce știu și pentru învățarea celor ce nu au știut, noi convertiți, mai tineri, să privim în Cartea lui Dumnezeu. Și în ciuda faptului că învățătura aceasta a Bibliei pe deplin o poate înțelege numai Dumnezeu, într-o anumită măsură o putem înțelege și noi. Predestinare înseamnă că Dumnezeu, înainte ca noi să ne naștem, a hotărât destinul nostru dacă ne vom mântui sau dacă nu ne vom mântui. Și cei care au fost predestinați să fie mântuiți n-au încotro, vor fi oricum. Iar cei care au fost predestinați să nu fie mântuiți n-au încotro, nu vor fi orice ar face. Pot veni la adunare toată viața. De asemenea, această învățătură spune că cei care au fost predestinați să fie mântuiți nu-și pot pierde mântuirea. Și ei vor rămâne mântuiți până la capăt. Și este imposibil să-și piardă mântuirea. Cineva spunea că e ca și cum îți faci o injecție intravenoasă. Mai poți să scoți lichidul pe care l-ai pus cu seringa în sânge, nici de cum. Ceva de genul ăsta este mântuirea. O primești și nu o mai poți pierde. Noi socotim că această învățătură trebuie să fie cunoscută de poporul Domnului, să avem o orientare doctrinară comună,
ca o biserică care ne închinăm împreună, care ne punem jertfa în același loc și în același fel. De aceea am vrut să vă provoc cu toată responsabilitatea și în același timp cu toată modestia să privim din nou în Scripturi și să ne întrebăm: Dumnezeu hotărăște destinul nostru și noi nu mai avem ce să facem? Sau Dumnezeu, văzându-ne păcătoși, ne-a pregătit mântuirea, iar noi ne hotărâm destinul, acceptând mântuirea sau respingând-o, prin credință sau prin necredință? Iar după ce am fost mântuiți, chiar nu mai avem posibilitatea să pierdem mântuirea? Sau avem posibilitatea să pierdem mântuirea? De aceea trebuie să avem o grijă profundă de felul în care ne păstrăm mântuirea până la sfârșit, înțelegând că tot ce facem manifestă către Dumnezeu iubire sau altceva. Data trecută am făcut o lecție de introducere care a avut un caracter teologic, încercând să prezint Bisericii Domnului de unde a pornit această învățătură a predestinației. De la Augustin, a fost în mod foarte clar conturată de Calvin. Am încercat să spun de ce oamenii aceștia, din punctul meu de vedere, au ajuns la această învățătură. De asemenea, am încercat să spun de ce siguranța eternă sau păstrarea sfinților în har sau neputința de a-ți pierde mântuirea a fost și este o învățătură pe care unii o acceptă, pe care alții o resping. Și în seara aceasta, fără să mai fac nicio recapitulare a lucrurilor spuse data trecută, aș vrea să privim în Scripturi, nu într-o abordare teologică, nu spunând ce a zis Augustin, Calvin și alții, ci într-o abordare biblică, spunând ce a spus Hristos și apostolii. Nu am pretenția că e subiectul acesta pe care nu l-a epuizat nimeni până la acum, o să-l epuizez eu în părtășie cu dumneavoastră, dar am pretenția că stăm înaintea lui Dumnezeu cu cele mai alese sentimente și intenții să înțelegem cuvântul pentru ca noi și copiii noștri să știm în ce fel trebuie să-L urmăm pe Dumnezeu, cum devenim mântuiți și în ce fel trebuie să ne păstrăm mântuirea. În primul rând, în această seară, în al șaselea rând, ținând cont de la începutul predicii de data trecută, aș vrea să prezint doar câteva argumente ale doctrinei care susține că omul e predestinat și că nu-și poate pierde mântuirea. Și vis-a-vis de aceste puncte de vedere, să spun felul în care eu și Biserica lui Dumnezeu explicăm aceste argumente. O să vă rog pe fiecare dintre dumneavoastră să aveți Scripturile în mână și, în primul rând, să o deschideți în cea de-a patra Evanghelie dintre cele șase, dintre cele patru, respectiv după Ioan, în capitolul 6, și să citim împreună versetul 39. Evanghelia după Ioan, capitolul 6, versetul 39. Voia celui ce m-a trimis, spunea Iisus, referindu-se la Dumnezeu Tatăl, este să nu pierd nimic din tot ce mi-a dat, ci să înviez în ziua de apoi. Voia celui ce m-a trimis este să nu pierd nimic din ceea ce mi-a dat. Dumnezeu Tatăl îi spune lui Iisus Hristos că trebuie să gestioneze, să păstreze, să se îngrijească de sufletele mântuite și niciunul dintre acestea să nu se piardă niciodată. Haideți să citim împreună versetul 40. Voia Tatălui meu este ca oricine vede pe Fiul și crede în El să aibă viață veșnică. Și eu îl voi învia în ziua de apoi. Observați că aici ne confruntăm cu două învățături care par contradictorii. În versetul 39 se pare că este vorba despre siguranța eternă, adică oamenii nu-și mai pot pierde mântuirea pentru că Iisus are misiunea să-i păstreze mântuiți până la capăt.
Versetul 40 însă spune: voia tatălui meu este ca oricine vede pe Fiul și crede în El să aibă viața veșnică. Dacă am avea timp suficient să privim doar la aceste două versete și să le discutăm în contextul în care sunt așezate, aici era vorba despre Iisus, este pâinea vieții pentru noi, este soluția pentru noi, vom constata că primează înțelegerea potrivit căreia oricine vrea, văzându-L sau ascultându-L pe Fiul sau pe cuvintele sale, să primească mântuirea. Al doilea verset pe care vreau să-l privim este versetul 44 din același capitol și din aceeași carte. Nimeni nu poate veni la mine dacă nu-l atrage Tatăl care m-a trimis și eu îl voi învia în ziua de apoi. Foarte multe versete din capitolul acesta se încheie cu expresia și eu îl voi învia în ziua de apoi. Nimeni nu poate veni la Tatăl. Nimeni nu poate veni dacă nu este atras. Cu alte cuvinte, la Iisus Hristos nu poți veni nici dumneata și nu pot veni nici eu, dacă Dumnezeu Tatăl, înainte să ne naștem noi, nu a hotărât, nu ne-a destinat ca noi să venim. Altfel, n-avem nicio șansă să venim. Nu putem veni și mai târziu o să dezvoltăm ideea de ce. Aș vrea să citim și un alt verset în paralel cu acesta. Evanghelia după Ioan, capitolul 12, versetul 32. Și după ce voi fi înălțat de pe pământ, voi atrage la mine pe toți oamenii. Cuvântul atrage, care este aici, este un cuvânt care în limba greacă are următoarea semnificație. Atunci când este vorba de trasul năvodului din apă, este folosit cuvântul acesta. Atunci când este vorba de scos sabia din teacă, este vorba despre cuvântul acesta. Atunci când este vorba de a atrage oameni la Dumnezeu, este vorba despre cuvântul acesta. Și în Ioan capitolul 6, versetul 44 spune: nimeni nu poate veni la Fiul decât numai dacă e atras de Tatăl. În capitolul 12, versetul 32, așa cum am citit împreună, cuvântul lui Dumnezeu spune: voi atrage la mine pe toți oamenii. Care sunt oamenii atrași de Tatăl? Câți sunt oamenii atrași de Tatăl? Voi atrage la mine pe toți oamenii. Redeschideți, vă rog, la Filipeni, capitolul 2, versetul 18. Cuvântul Domnului spune aici: dacă citim tot contextul, vom constata că apostolul Pavel se concentrează la biserica aceasta și o asigură de faptul că ea trăiește în Hristos și că în Hristos există o mântuire veșnică. Că nu au de ce să se teamă atâta timp cât îl urmează pe Hristos. Că nu există posibilitatea ca diavolul să îi ia din mâna lui Dumnezeu dacă ei rămân în mâna lui Dumnezeu. Apostolul Pavel aici se adresează credincioșilor bisericii și împărtășește cu această biserică și din Filipi și din Efes perspectiva de a rămâne în mântuirea lui Dumnezeu atâta timp cât oamenii rămân în dimensiunea Duhului, rămân în dimensiunea Scripturilor, rămân în dimensiunea prezenței lui Dumnezeu. Scrisoarea către efeseni, către filipeni și către toate celelalte biserici, ele sunt destinate de apostol către oamenii mântuiți. Vorbește unor oameni care au fost deja mântuiți și le spune ce trebuie să facă ca să rămână în mântuirea lui Dumnezeu. Haideți să redeschidem la Romani, la capitolul 9. De la capitolul 9, apostolul Pavel face o întorsătură în scrierea acestei cărți. Și capitolul 9, capitolul 10 și capitolul 11 sunt o excepție de la regula pe care el o abordează începând cu primul capitol și terminând cu ultimul capitol.
Vom constata că în aceste trei capitole, 9, 10 și 11, sunt anumite versete biblice greu de înțeles. Bună oară! Versetul 15 din capitolul 9. Voi avea milă de oricine îmi va plăcea să am milă. Mă voi îndura de oricine îmi va plăcea să mă îndur. Așadar nu atârnă nici de cine vrea, nici de cine aleargă, ci de Dumnezeu care are milă. Versetul 18. Astfel el are milă de cine vrea și împietrește pe cine vrea. Iar dacă totuși cineva va zice, atunci de ce îmi bagă de vină? Căci cine poate sta împotriva voiei lui? Cu alte cuvinte, dacă el a hotărât să mă duc pe drumul acesta, de ce mai reproșează că nu m-am dus pe un alt drum? Apostolul vine și spune, dar tu cine ești să comentezi decizia lui Dumnezeu? În fața astfelor de versete, ne gândim, există predestinație sau nu? Atunci când cineva vine la noi cu un potop de versete biblice, pe care le scoate din anumite cărți ale Bibliei, și versetele acestea în mod direct vorbesc despre decizia lui Dumnezeu de a hotărî destinul nostru înainte să ne naștem, primul lucru pe care trebuie să facem este să luăm versetul acesta, să-l punem la loc în cartea de unde a fost luat și să citim tot capitolul. Atunci, versetul acela probabil că va avea o altă semnificație. Uitați ce vreau să spun. Priviți dumneavoastră că începând cu capitolul 9, Apostolul Pavel răspunde unei întrebări care exista în mintea celor din Roma. Roma a fost un imperiu puternic. A fost un imperiu care a condus cel mai mult în istoria umanității, iar influența lui a rămas până astăzi. Oamenii aceștia au avut o supremație mare. Ei s-au crezut cei mai puternici, au construit cele mai mari și cele mai lungi drumuri din lume, au avut cei mai buni pompieri, au avut cea mai bună strategie militară. A fost un imperiu vast. Ei nu au înțeles niciodată de ce Dumnezeu a ales evreii ca națiune. Pentru ca să îi educe și după ce îi educă să îi trimită în lume să vorbească despre mântuirea lui Dumnezeu. Ei n-au înțeles asta niciodată. Lor li s-a părut că Dumnezeu a fost nedrept și că evreii n-au nimic superior pentru ca să fie aleși de Dumnezeu. N-au putut să suporte ideea că robii ăștia, de fapt, în providența lui Dumnezeu, trebuia să fie poporul ales. O națiune mică, înghesuită lângă mare, care au hoinărit prin pustie zeci de ani. Ei n-au înțeles de ce Dumnezeu a luat această națiune, a vrut să facă din ea poporul lui, ambasadorii lui, să-i pregătească, să-i educe, să-i disciplineze și mai apoi să-i trimită în lume să vorbească despre legea lui Iehova. Ei n-au înțeles de ce. Și Apostolul Pavel, până la capitolul 9, vorbește despre mântuirea oamenilor, despre mântuirea individului. De la capitolul 9, Apostolul Pavel schimbă firul discuției și răspunde acestei biserici care trăia în cultura romană și discută această prejudecată. De ce Dumnezeu i-a ales pe evrei? De ce Dumnezeu n-a ales asirienii, babilonienii, grecii, egiptenii, care au fost popoare mai mari? Au avut niște culturi puternice, armate puternice. De ce evrei? Capitolele 9, 10 și 11 nu tratează problema mântuirii individului și a alegerii individului pentru mântuire, ci tratează problema alegerii unei națiuni pentru ca Dumnezeu să o formeze și mai apoi să o trimită. Exact ce Dumnezeu n-a reușit să facă cu Israel, exact același lucru intenționează să facă Dumnezeu cu biserica. Dumnezeu l-a luat pe Israel, spune Pavel în capitolul 9, pentru că Dumnezeu trebuia să ia o națiune dintre națiuni, dar nu a luat-o să o mântuiască și pe celelalte să le piardă. Nu, nu, nu. Dumnezeu a luat națiunea aceasta, a adus-o la sine, în prezența sa, și a început să o pregătească, să-i dea legi, să-i dea porunci, să o formeze. Și acum, când era formată, să o trimită și să vorbească despre legile lui Dumnezeu și despre împărăția lui Dumnezeu. Dar națiunea aceasta a eșuat. Și atunci Dumnezeu și-a continuat planul, dar nu cu o națiune.
și cu o entitate de oameni care la nivel individual se mântuiesc din orice națiune, numită biserica. Și au același mandat să se ducă în toată lumea și să vorbească despre mântuirea lui Dumnezeu. Când noi citim versetele acestea care parcă încurajează predestinația în Romani, în capitolul 9, astea nu se referă la alegerea lui Dumnezeu cu privire la un individ pentru mântuire, ci se referă, după cum este ușor de înțeles dacă citim capitolele, se referă la alegerea lui Dumnezeu pentru o națiune. Și nu să o mântuiască pe ea în timp ce le pierde pe celelalte, ci să o mântuiască, să o formeze și să o trimită la celelalte, pentru că Dumnezeu avea de gând să mântuiască toți oamenii. Haideți să revenim în Faptele Apostolilor, capitolul 13, versetul 48. Și să citim de aici a doua parte a versetului. De fapt, îl citim pe tot, dar a doua parte a versetului este ceea ce ne interesează. Neamurile se bucurau când au auzit lucrul acesta și preamăreau cuvântul Domnului. Și toți cei ce erau rânduiți să capete viață veșnică au crezut. Cine a crezut? Toți cei ce erau rânduiți să capete viață veșnică. Este clar. Este simplu. E negru pe alb. Toți cei ce erau rânduiți să capete viață veșnică au crezut. Cei care n-au fost rânduiți, ei n-au crezut. Iată, dar prezentă aici, în aparență sau în adevăr, predestinația. Haideți să citim și versetul 46, adică înainte cu două versete de acesta. Dar Pavel și Barnaba le-au zis cu îndrăzneală: cuvântul lui Dumnezeu trebuia vestit mai întâi vouă, dar fiindcă voi nu-l primiți și singur vă judecați să fiți nevrednici de viața veșnică. Iată că ne întoarcem către neamuri. Încă o dată, acolo erau două categorii de oameni. Și intenția lui Dumnezeu a fost să-i mântuiască pe toți. Dar unii n-au vrut să creadă și în felul acesta s-au făcut nevrednici. Și atunci, Evanghelia, două versete mai târziu, spune: celor care au fost rânduiți, le-a vestit Evanghelia și au crezut. Dar ceilalți? Ceilalți s-au făcut nevrednici pentru că n-au crezut. Versetul 46 se ocupă de un eveniment mai devreme. Două categorii de oameni, unii cred, unii nu. Versetul 48 se ocupă numai de cei care au crezut și spun: ei au fost rânduiți, s-au făcut vrednici, au meritat. De ce? Prin faptul că au crezut. Efeseni, capitolul 1. Versetele 4 și 5. În Hristos Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, după ce în dragostea Lui ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Iisus Hristos după buna plăcere a voiei sale. Dacă vă faceți timp acasă și citiți în continuare, veți constata că din nou în mintea noastră se ridică un semn de întrebare. După cum la fel de bine, îngruparea cealaltă care împărtășește cealaltă doctrină când citesc alte versete biblice, se ridică semne de întrebare. Dar când citim aceste versete biblice și se ridică semnul de întrebare, există predestinație? Ce spune Dumnezeu? Înainte de întemeierea lumii, Dumnezeu ne-a pregătit. De ce? Ce anume ne-a pregătit Dumnezeu? Ne-a pregătit ca să fim sfinți. Observați că aici apostolul Pavel explică credincioșilor din Efes următorul lucru. Voi ați fost pregătiți de Dumnezeu ca să fiți sfinți. Aici apostolul Pavel nu tratează cine a fost pregătit să fie sfânt, ci tratează pentru ce au fost pregătiți, pentru sfințenie. El nu spune cine, ci pentru ce. El nu tratează destinatarii sfințeniei, ci tratează subiectul, adică sfințenia. El spune: voi ați fost aleși ca să fiți sfinți. În concluzie, apostolul aici nu vorbește despre cine este ales de Dumnezeu ca să fie mântuit, ci vorbește despre cei aleși de Dumnezeu ca să fie sfinți. Ultimul lucru pe care aș vrea să-l discut dintre aceste foarte puține argumente pe care am vrut să le discutăm din Scriptură, este de fapt un concept.
conceptul potrivit căreia și acesta stă la baza persoanelor care împărtășesc doctrina predestinării și a siguranței eterne, potrivit căreia omul este o persoană păcătoasă, este un individ păcătos, e o ființă păcătoasă. A căzut prin Adam și Eva, au murit spiritual, trăiește în absența lui Dumnezeu, într-o stare de depravare totală. În această stare de depravare totală, omul nu poate să înțeleagă nevoia lui de Dumnezeu, nu poate să iasă de acolo și să se pocăiască, nu poate să vrea. Starea de depravare este atât de profundă încât el nu-și dă seama că e păcătos. Încât el, chiar dacă își dă seama, nu poate să iasă de acolo. Deci el este mort și un mort nu poate să acționeze. Haideți să privim puțin în Evanghelie, să citim câteva versete biblice și să încercăm să răspundem la această provocare. Observați, vă rog, primul lucru pe care vreau să-l spun vis-a-vis de gândul acesta. Este adevărat că omul trăiește într-o stare de depravare. Este adevărat că omul, dacă ar fi lăsat singur acolo să iasă și să meargă la Dumnezeu, nu ar reuși. Toate lucrurile acestea sunt adevărate pe deplin. Însă priviți că Dumnezeu, în suveranitatea și providența sa, face câteva lucruri care schimbă condiția umană. Haideți să citim despre câteva lucruri pe care Dumnezeu le face. 1. Dumnezeu trimite Evanghelia la om și o trimite cu puterea pe care aceasta o conține, putere care, prin informația primită, lucrează în interiorul omului. Dacă deschidem la Roman, la capitolul 1, și de fapt putem să citim multe versete din Evanghelie, versetele 16 și 17 spun: mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului și apoi a grecului, deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință. Adică, în Evanghelia lui Dumnezeu există putere și există neprihănire. Și când Evanghelia aceasta vine, când primești informația acestei Evanghelii, nu primești doar o informație rațională. În informația aceasta există puterea lui Dumnezeu. Puterea aceasta se confruntă dintr-o dată cu depravarea omului. Și puterea aceasta afectează depravarea omului. Niciun om, după ce ascultă Evanghelia, nu mai este ca înainte să o asculte. Indiferent dacă se pocăiește sau nu. Orice om care aude mesajul Evangheliei și logic, intelectual, rațional, îl înțelege într-o anumită măsură, omul acela niciodată nu va mai fi ca înainte, chiar dacă nu se va pocăi. Pentru că în informația aceea pe care o conține Evanghelia primită, există o putere care afectează mai mult sau mai puțin ființa lui. 2. Credința din inima păcătosului nu vine din starea lui de depravare, ci vine din Evanghelia care a fost vestită. De aceea Hristos spune să ducem Evanghelia la toți oamenii, pentru că toți oamenii trebuie să o audă. Și când toți oamenii o aud, odată cu această auzire nu vine doar o informație, ci vine o putere. Puterea aceasta are misiunea să nască credința. Și uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Romani, în aceeași carte, capitolul 10, versetele 9, 11 și 13. Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. După cum zice Scriptura, oricine crede în El nu va fi dat de rușine, fiindcă oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Vine Evanghelia, în ea există putere de neprihănire și această putere a vieții noi care vine din Dumnezeu afectează moartea din mine, afectează destrăbălarea și depravarea din inima omului. Și depravarea din inima omului este afectată, este marcată de puterea lui Dumnezeu care e conținută de Evanghelie. Evanghelia aceasta nu e doar o slovă, nu e doar o literă rece, nu e doar o informație 2 plus 2 la a doua. În Evanghelia aceasta există autoritate divină și atunci când ea intră în mintea și în inima omului, nu intră doar informația, un om numit Iisus a umblat pe străzile din Ierusalim, ci intră o parte din puterea de viață a lui Dumnezeu. Această putere de viață este confruntată cu alegerea mea. Și atunci eu mă trezesc în inima mea că sunt predispus să fac alte alegeri.
în funcție de interesele mele, de circumstanțele în care mă găsesc, în funcție de mulți factori, eu aleg să da sau să nu. În textul pe care l-am citit în introducere, Domnul spunea, îți pun în față binele și răul, viața și moartea. Alege, dar eu te sfătuiesc, alege viața. Cât de ridicol ar fi să ne spună Dumnezeu, alege viața, dacă n-am fi în stare să o alegem. Cât de ridicol ar fi eu, care am un magazin de pantofi, să-i spun clientului care a intrat la mine, alege ce culoare vrei, când eu am doar culoarea neagră. Cum să-i spun eu omului, alege, domne, roșii, albaștri, maron sau negri, când eu am doar negru? Ce zice clientul de mine? Cât de ridicol este să-i spui unui om, alege, dacă nu are posibilitatea să aleagă? Mesajul Evangheliei intră în inima omului cu puterea vieții noi. El transformă și pune credință în inima omului. Iar această credință incipientă se poate dezvolta sau nu în funcție de ce face omul cu viața lui. Niciunde în Biblie, și acum vă rog frumos să analizați bine această afirmație, că pare foarte dură, niciunde în Biblie pocăința nu este prezentată ca o lucrare a lui Dumnezeu în noi, ci este prezentată ca o lucrare a noastră la invitația lui Dumnezeu și la mântuirea pe care ne-o aduce până aproape de inima noastră. Pocăința este reacția mea. E reacția mea, dacă eu vreau să mă pocăiesc, mă pocăiesc. Pentru că am toată oportunitatea să mă pocăiesc dacă vreau. Hristos a fost jertfit. Evanghelia a ajuns la inima mea. Dumnezeu stă cu brațele întinse. Și eu acum am alternativa să spun nu altă dată sau am alternativa să reacționez cu da. E alegerea mea. Peste tot în Biblie, fără măcar o excepție, pocăința e reacția omului. La ce? La invitația lui Dumnezeu, la harul lui Dumnezeu, la moartea lui Iisus Hristos, la crucea Domnului Iisus. Omul nu este obligat să se pocăiască. E o reacție a inimii. E o poruncă să se pocăiască. Dar nu este obligat să se pocăiască. Nu e forțat să se pocăiască. Duhul Sfânt alături de Biblie dă putere pentru firea depravată, pentru ca să o schimbe. În Ioan, în capitolul 3, versetele 3 și 5, cuvântul Domnului spune, trebuie să te naști din nou, aici este diateza activă. Trebuie tu să te naști din nou, dar eu am o fire depravată, nu pot. Dar nu prin firea ta depravată trebuie să te naști din nou. Din apă și din Duh, care sunt resursele lui Dumnezeu, care sunt recipientele lui Dumnezeu, care conțin viața eternă, viața cea nouă. Aici sunt resursele lui Dumnezeu, pentru ca să poți să te naști din nou. Dar tu trebuie să te naști din nou. Harul lui Dumnezeu prezintă omului mântuirea pe care omul trebuie să o accepte. Omul este atât de depravat încât nu poate să facă nimic pentru mântuirea lui, corect. Însă Dumnezeu pregătește totul. Omul trebuie doar să accepte mântuirea și să reacționeze cu pocăință. Satan a adus depravarea în om și omul a acceptat-o. Dumnezeu a adus mântuirea în om și omul are alternativa să o accepte sau să o respingă. Un gânditor, un teolog, Tizen, cei mai mulți care ați fost la o școală teologică sau ați studiat, îl știți? El spunea în cartea lui Tratat de Teologie Sistematică la pagina 344-345, măcar că el împărtășește predestinația și siguranța eternă, următoarea afirmație. Deoarece omenirea este moartă în greșeli și păcate, fără speranță și fără să poată face nimic să obțină mântuirea, Dumnezeu, care a știut lucrul acesta, dar e plin de har, redă tuturor oamenilor capacitatea suficientă să facă o alegere în ceea ce privește problema supunerii față de el. Acesta este harul aducător de mântuirea lui Dumnezeu, care s-a arătat tuturor oamenilor. Iar Pavel spunea lui Tit în capitolul 2, versetul 11, și harul lui Dumnezeu, care aduce mântuirea pentru toți oamenii, s-a arătat și ne învață. Aș vrea să privim puțin mai departe
la chemarea lui Dumnezeu la mântuire. Și în primul rând să observăm că mântuirea lui Dumnezeu este universală și are la bază câteva lucruri. 1. Are moartea lui Iisus Hristos la bază. Ispășirea pe care Hristos a făcut-o, justificarea pe care a făcut-o pentru noi, este prezentată în Scriptură ca o înlocuire generală. Hristos a murit pentru toți oamenii. Haideți să citim un verset sau două din Scriptură, măcar că în legătură cu acest subiect Biblia abundă de versete biblice. 1 Timotei, capitolul 2, versetele 3 la 6. Lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu Mântuitorul nostru, care dorește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. Versete ca acestea sunt absolut în toată Scriptura. Este o invitație generală la mântuire. Peste tot, jertfa Domnului este prezentată ca fiind valabilă pentru toți oamenii. Chemarea lui Dumnezeu este pentru toți oamenii. 2. Dreptatea lui Dumnezeu este satisfăcută nu numai în dreptul unora, ci și în dreptul altora. Este adevărat, Dumnezeu n-are nicio obligație la niciunul să ne mântuiască, pentru că noi toți suntem vinovați de păcatul nostru. Noi trăim într-o natură depravată din punct de vedere al lui Dumnezeu, pervertită de păcat. Dar atunci când Hristos a venit și a murit pe cruce, dreptatea lui Dumnezeu, care se potignea, se împiedica, găsea păcat în noi și era ofensată, era nemulțumită, această dreptate a lui Dumnezeu a fost satisfăcută de jertfa mielului lui Dumnezeu. În Vechiul Testament, când un om păcătuia, el venea și aducea o jertfă și jertfa aceasta împăca dreptatea lui Dumnezeu ofensată. Ce spunea dreptatea lui Dumnezeu pentru evreul păcătos? Să moară! Ce spunea mielul adus de preot ca jertfă? Să trăiască! Cine făcea diferența între moarte și viață? Mielul, care plătea dreptății lui Dumnezeu prin faptul că el murea, iar evreul continua să trăiască. Ei, mielul de jertfă, Iisus Hristos, a plătit dreptății lui Dumnezeu ofensată de depravarea umană. A plătit dreptății lui Dumnezeu și a satisfăcut dreptatea lui Dumnezeu. El a cerut scuze lui Dumnezeu, ne-a justificat înaintea lui Dumnezeu, ne-a explicat înaintea lui Dumnezeu. Nu numai pe unii, ci pe toți oamenii. Haideți să privim în Scriptură la câteva expresii tip care s-ar putea să ne inducă în eroare, dacă citim doar una sau două dintre ele. Ce fel de expresii folosește Evanghelia atunci când spune că anumite persoane sunt chemate? Observați, vă rog, că primul lucru pe care spune Biblia este tuturor celor rânduiți mai dinainte. Dacă citim doar versetul acesta biblic, atunci cu siguranță Dumnezeu a rânduit pe unii mai dinainte, pe alții nu. Însă, este vorba de Roman 8:30. Însă, observați, vă rog, și alte expresii care dintr-o dată complică problema. Tuturor celor împovărați, nu numai tuturor celor rânduiți. Iată dar că Dumnezeu a chemat la mântuire nu numai pe cei rânduiți, ci și pe cei împovărați. Ce legătură mai are cei împovărați cu predestinația? Cei rânduiți, da, Dumnezeu i-a rânduit, dar cei împovărați? Încă o expresie. Tuturor celor ce cred. Observați cum se lărgește cercul? Observați cum nu mai putem pune accentul doar pe o anumită categorie de oameni? A fost Matei 11:28, Ioan 3:15-16 sau 4:14. 4. Tuturor celor ce sunt la marginea pământului. Altă expresie. Nu doar tuturor celor rânduiți, tuturor celor ce sunt la marginea pământului. E și aceasta o expresie pe care trebuie să o punem alături de celelalte. Și problema se complică. Isaia 45:22 a fost. Și vreau să mai spun încă o expresie, Matei 22:9. Tuturor celor ce vor fi găsiți. Tuturor celor ce vor fi găsiți. Acestea sunt doar câteva dintre expresiile pe care Biblia le folosește când este vorba despre chemare și despre alegere. Iată dar că nu e vorba numai despre cei rânduiți, ci și despre cei osteniți, despre cei ce cred, despre cei care sunt la marginile pământului. Care este motivul chemării? Primul dintre ele este pocăința. Ioan Botezătorul, Matei 3:2, poruncește: pocăiți-vă. Iisus în
Matei 4:17 reia ideea lui Ioan Botezătorul și spune același lucru. Pocăiți-vă. Petru în Fapte, capitolul 2:38, spune același lucru. Pocăiți-vă. Pavel în Fapte 17:30 spune același lucru. Pocăiți-vă. Acești patru bărbați se uită la un grup mare de oameni. Au în față o audiență mare și spune: voi care mă ascultați, pocăiți-vă. Este o invitație generală pentru toți ascultătorii. Al doilea motiv al chemării, credința. Marcu 1:15. Citim aici, frați și surori, despre invitația pe care Dumnezeu o face oamenilor să creadă. S-a împlinit vremea. Împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă și credeți. Cui au fost adresate aceste cuvinte? Oamenilor. Ce ziceau oamenii care n-ar fi fost predestinați? În ce fel puteau să facă lucrul acesta? Este această invitație selectivă sau generală? Dacă invitația este generală, condiția selectivă mai apoi poate fi pusă? Dacă eu spun acum, oricare dintre dumneavoastră la sfârșit poate să vină la mine și primește $100, mai apoi când veniți pot să spun, stați, că a fost valabil doar pentru femei. Păi de ce n-ai spus asta de la început, omule? Invitația e generală, nu e selectivă. La credință și la pocăință invitația este absolut generală. Mijloacele chemării. 1. Prin cuvântul lui Dumnezeu. 2 Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 14, sau Roman 10:16-17. Dumnezeu folosește Biblia să-i cheme pe oameni. 2. Prin Duhul Sfânt. Evrei 3:7-19. Dumnezeul folosește pe Duhul Sfânt ca să-i cheme pe oameni. 3. Prin slujitorii săi, prin predicatori sau prin oricare alt fel de slujitor care proclamă împărăția. Dumnezeu folosește oamenii aceștia chemați care vorbesc despre oportunitatea mântuirii și primirii vieții noi. 4. Prin harul Domnului, Roman 2:4. De peste 200 de ori în Biblie există expresia aceasta, harul lui Dumnezeu, bunătatea nemeritată a lui Dumnezeu. Ultimul lucru pe care vreau să-l spun, frați și surori, și cu aceasta încheiem, în ciuda faptului că intenția mea a fost ca în seara aceasta să epuizăm subiectul, este responsabilitatea chemării. Haideți să citim și un alt text biblic dincolo de cel cu care am început, Deuteronom, capitolul 30, să citim Fapte, capitolul 17. Fapte, capitolul 17, versetul 30 și 31. Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. De ce? Pentru că a rânduit o zi ca cei care nu s-au pocăit să fie osândiți. Dumnezeu hotărăște astăzi o zi ca toți oamenii să se pocăiască. Iar cei care nu se pocăiesc, pentru aceștia Dumnezeu a hotărât o zi ca să le ceară socoteală de ce n-au vrut să se pocăiască. De ce nu au acceptat? De ce au respins șansa pocăinței? Eu spun de obicei, dreptul lui Dumnezeu să judece omul este direct proporțional cu libertatea acestuia să aleagă. Dumnezeu aici vorbește despre o zi în care îi cheamă pe oameni la pocăință. Iar cei care resping spune Dumnezeu, cu aceștia am să mă judec. Ce putem înțelege de aici? Aș vrea în încheiere să apelez însă la un alt tip de argument. Domnul Iisus Hristos vine și ne dă pilda samariteanului. Și în această pildă ne spune de un om care a fost bătut, era leșinat în comă, a fost dezbrăcat, i s-au luat hainele și bunurile și a fost lăsat acolo aproape mort. Trece un preot, trece un levit și nu se ocupă de el. Și trece un samaritan. Avea vreo obligație să se ocupe de el? Nu. Preotul avea obligația să se ocupe de el? Într-o oarecare măsură, sigur, avea obligația, era omul lui Dumnezeu, era cel care vorbește despre să faci bine.
Levitul era cel care spune, haide să cântăm Domnului că ne-a făcut bine. Dar acest samaritean, dincolo de omenie, dincolo de solidaritate umană, dincolo de să păstrăm viața, că tot tuturor ne place, n-a dat nicio obligație. Și este ciudat că omul acesta, fără ca să merite cel leșinat, se ocupă de el, îl duce la un han de poposire, se îngrijește de el și este scos din starea de comă și readus la viață. Și Dumnezeul care a dat această pildă, el însuși, potrivit doctrinei predestinării, a venit pe pământ și a găsit doi oameni leșinați. Pe unul l-a luat, l-a mântuit, l-a vindecat, l-a readus la viață, iar pe celălalt l-a lăsat acolo. Și după aceea vine și dă această pildă și spune, tu când vei merge pe drum și vei găsi pe unul leșinat, să ai milă de el. Ca cine? Ca mine! Dar tu de unul ai avut milă, de altul n-ai avut milă. Ce exemplu este acesta? Întoarce și obrazul celălalt. Iartă-ți vrăjmașii. Iubește-i pe cei ce nu merită. Fii bun cu toată lumea. Păi Doamne, tu îmi ceri mie să fac aceste lucruri ca om, iar tu ca Dumnezeu ai fost selectiv. Pe unul l-ai trimis încolo, pe altul l-ai trimis încolo. E adevărat, tu ai dreptul să faci asta. Nimeni nu contestă dreptul tău. Dar tu, prin felul în care te-ai comportat, n-ai fost un exemplu pentru mine. Iisus Hristos nu suportă să te vadă pe tine că te duci spre iad și să nu facă ceea ce îi dictează inima. În cultura grecească au fost 4 cuvinte pentru dragoste. Când Hristos a venit în lume, dragostea pe care el a adus-o n-a corespuns cu niciunul dintre cele 4. De aceea grecii au inventat un nou cuvânt, agape. Agape s-a născut în sânul revelației. Cuvântul acesta s-a născut datorită revelației divine, pentru că toate cele 4 cuvinte care vorbeau despre dragoste defineau dragoste de familie, defineau dragostea dintre soț și soție, defineau dragostea dintre prieteni, dar niciodată o dragoste care n-are limite și nu pune condiții, ca cea pe care Hristos a adus-o. Când Hristos a venit și a iubit oamenii, el a venit cu o dragoste fără limite, fără condiții și nu a căutat merite la oamenii pe care i-a iertat. Cuvântul agape înseamnă dragoste absolută, dragoste deplină. Nu caut dacă merit sau nu, îți dau indiferent dacă merit sau nu. Și tot noi acum venim și spunem, da, este agape, dar pe jumătate. Iisus Hristos a murit și pentru dumneata, a murit și pentru mine. El a murit pentru toți oamenii. Dragostea lui de Dumnezeu nu suportă să vadă pe unul mergând în iad, fără ca putând să-l scoată, să nu încerce să facă asta. Dacă noi ca oameni am găsit doi bărbați loviți de o mașină și amândoi în comă, ce inimă am avea noi? Doar oameni suntem. Ce inimă am avea noi dacă pe unul l-am luat, l-am pune în mașină și ar mai fi și un loc și pentru celălalt? Dar nu vrem să-l luăm. Și plecăm. Dacă dumneavoastră ați auzit despre păstorul dumneavoastră că face asta, ce notă i-ați spune? Ea zice, domne, bravo că l-ai luat pe ăla, dar nu ți-e rușine pe ăla, de ce nu l-ai luat? Cum mai, ce inimă ai avut, mă, să-l lași pe ăla într-o baltă de sânge și să pleci numai cu unul? Aveai loc, aveai posibilitatea, domne, de ce nu l-ai luat? E adevărat că n-aveai nicio obligație, nici față de ăla, nici față de ăla. Amândoi erau niște străini și tu puteai să te duci să-i lași în pace, dar conștiința ta de om, inima ta de om, te-a plecat la primul pentru că l-ai iubit, era un om ca tine și știai că poate are familie și ai zis, de ce să nu trăiască? Omule, pentru celălalt, de ce n-ai avut aceeași milă? Ce s-a întâmplat? Ți s-a terminat? A venit Hristos în lumea aceasta și ne-a găsit pe toți leșinați în păcat, într-o natură depravată. Și sângele lui este la dispoziția tuturor oamenilor pentru ca toți cei care cred să devină mântuiți, să se ridice din păcatul lor. Pe Hristos îl doare sufletul pentru că tu ești pe un drum rău, pentru că trăiești în păcat. Hristos a suferit pentru ca să aibă dreptul să-ți ofere mântuirea. El nu are liniște atâta timp cât ești în păcat. De aceea ciocăne, dacă aude cineva glasul meu și dacă îmi deschide, eu voi intra, dar numai dacă îmi deschide voi intra. Dar dacă nu îmi deschide, nu intru. Hristos nu abuzează, Hristos bate.
Și dacă cel care aude bătaia deschide, Hristos intră. Hristos bate prin Evanghelia aceasta la ușa inimii tale, la ușa inimii tale, la ușa inimii dumneavoastră. Și dacă eu îi deschid, el intră. Dacă eu nu-i deschid, el rămâne afară. El Dumnezeu, iar eu un om depravat cu perspectiva iadului. De ce? Pentru că nu am vrut să-i deschid. A bătut și la mine, a bătut. Ce trebuia să fac să deschid? De ce n-am deschis? Nu mai are nicio importanță, e problema mea. Vă chem în această seară pe toți să înțelegeți, frați și surori, că noi nu ne putem mântui singuri. Trăim într-o natură depravată. Că Dumnezeu a venit la noi și că ne-a oferit toate posibilitățile să credem și să acceptăm prin credință, să intrăm în posesia contului deschis al lui Dumnezeu, pe care îl împarte cu noi. Și în felul acesta să avem privilegiul mântuirii prin Iisus Hristos. Vă chem în această seară pe fiecare dintre dumneavoastră să vă simțiți responsabili în fața lui Dumnezeu și să auziți bătaia Domnului Iisus Hristos, care este la ușa inimii fiecăruia dintre dumneavoastră, indiferent că sunteți bătrâni sau tineri. Iubirea lui Dumnezeu vă caută. Jertfa Domnului a fost depusă și în dreptul dumneavoastră. Simțiți această iubire a lui Dumnezeu, care vă învăluie, care vă cheamă. Acceptați prin credință pe Hristos. Dați-vă inima Lui. Deschideți-vă sufletul chiar acum și chiar aici. Aș vrea în seara aceasta să fie seara în care tu sau dumneata îți deschizi inima pentru Domnul. Pentru că Iisus a venit să moară pentru noi amândoi. Ce inimă va avea El să mă lase pe mine acolo, leșinat, și să te ia doar pe dumneata? Inima și dragostea lui Dumnezeu nu este de natura aceasta. Dacă noi ca oameni nu putem să facem asta, cum va face Dumnezeu asta? Însă Dumnezeu ne iubește. Vă invit în această seară să ne luăm timp să ne rugăm, să primim dragostea lui Dumnezeu și să devenim mântuiți prin credința în Iisus Hristos, pe care El a trebuit să moară ca să ne-o aducă. Haideți să stăm în picioare înaintea Domnului și să ne rugăm împreună. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.